Și o altă poveste și mai interesantă este când au venit vikingii din nordul peninsulei, oameni cu pălării și cu coarne și cu ale lor corăbii și cu vâzle și cu toate cele, și cu pondin și cu tor și cu toate cele, și au început să caute neveste și bogății, pe care se întorceau înapoi, pe care nu se mai întorceau înapoi. Bun. Revenim la povestea cu Columb și cu toți ceilalți. E ceva de genul cum e copilul precoce. Îți demonstrez eu că pe partea stângă, dacă o iau așa și așa, facem nu știu ce și ajungem în Indii, da? E, tocmai că n-a ajuns în Indii, a ajuns în America Latină. A descoperit altceva. Și mai stă ce mai stă. Și uite acum ajungem în realitate. Îți spun eu că e țigan frate și de fapt e copilul precoce care a ajuns în America Latină. Nu în Indii. Iată.